Spemetei cu Radu Banciu la Sport Total FM. Bun găsit, prieteni. Facem repede un tur de orizont la tenis. Tocmai s-a terminat meciul dintre Novak Djokovic și luxemburghezul Gilles Muller la Australian Open în optimile de finală. Sârbul a câștigat, însă dificil, 6-4, 7-5, 7-5, nereușind să facă diferența decât pe finaluri de set. În fine, sigur că rezultatul contează mai puțin. Djokovic oricum s-a impus în 3 seturi și îl va întâlni în sferturile de finală pe canadianul Miloš Raonic, care a câștigat astăzi în 5 seturi în fața lui Feliciano Lopez. 6-4, 4-6, 6-3, 6-7, 6-3. Raonic și-a câștigat cele 3 seturi relativ ușor, dar a pierdut 2 dintre ele. În setul al 4-lea, canadianul a avut 2 mici de meci, însă le-a ratat și până la urmă Feliciano Lopez a câștigat tiebreak-ul cu 9-7. Însă forța de caracter a lui Raonic, mare favorit în această partidă, până la urmă și-a spus cuvântul. El a urmat să piardă în sferturi la numărul 1 mondial, Novak Djokovic, conform graficului. Sârbul, urmând, dacă totul merge normal, să se dueleze în semifinală cu învingătorul meciului dintre Stanislas Wawrinka, numărul 4 mondial, și Kei Nishikori, japonezul numărul 5 în clasamentul ATP. Acest sfert de finală este însă unul indecis. Wawrinka a câștigat în această noapte în fața spaniolului Garcia Lopez în 4 seturi, mai greu decât se aștepta. De 2 ori l-a învins la tiebreak pe Garcia Lopez și odată cu 6-4. Ultimul set terminându-se în tiebreak cu 10-8 în favoarea elvețianului, care s-a calificat așadar mai greu decât se aștepta, spre deosebire de Kei Nishikori, care l-a spulberat pe David Ferrer din Spania. Acesta avea probleme fizice după meciul pe care l-a disputat în 16-mile de finală cu francezul Gilles Simon. Ferrer nu recuperase foarte bine, l-a fost pulberat, spuneam, de Nishikori, 6-3 de 3 ori. Japonezul pare să fie ușor favorit în sfertul cu Stanislas Wawrinka. Asta ne-ar duce la o semifinală Djokovic-Nishikori sau, încă spun, Djokovic-Wawrinka, ceea ce ar fi exact conform planului pe această parte de tablou, partea superioară, pentru că locul 1 ar juca cu locul 4 dacă Wawrinka se califică, ceea ce ar fi exact conform acestui grafic. Pe partea de jos a tabloului a dispărut sigur Roger Federer, favoritul numărul 2. Avem însă favoritul 3 pe Rafa Nadal, care va juca cu cehul Tomas Berdych, numărul 7, celălalt sfert de finală fiind între Andy Murray și australianul Kyrgios, care a reușit și el niște rezultate de tip Raonic la acest turneu și s-a calificat până în sferturi. Nadal, în funcție de forma fizică, n-a arătat o formă fizică impecabilă la Australian Open. Berdych și-a bătut net până acum adversarii, chiar dacă aceștia n-au fost de mare valoare. Ne îndreptăm spre o semifinală Nadal-Murray, dar e posibil ca Kyrgios să-l învingă pe britanic, având în vedere că joacă și pe teren propriu. Dar oricum, pe această parte de tablou nu se va respecta ierarhia, întrucât numărul 2 a ieșit din cursă. Avem însă numerele 3, 6 și 7. Practic, dacă ne uităm mai atent în clasa, adică pe tabloul calificațiilor în sferturi, sunt locurile 1, 3, 4, 5, 6, 7 și 8. Lipsește Federer, numărul 2, care a fost înlocuit de Nikos Kyrgios, care nu are niciun număr cap de serie. Nici o singură mare surpriză pe tabloul masculin. Vă amintiți, Roger Federer a fost eliminat în turul al 2-lea de către italianul Seppi, care ulterior a căzut și el în turul imediat următor, deci n-a ajuns prea departe.
Un singur cap de serie însă important, deci din primii 8, unul singur n-a reușit să ajungă în sferturile de finală. Acest lucru întâmplându-se destul de rar pe tabloul masculin, deci foarte puține surprize. La fete s-au terminat și aici meciurile din optimile de finală. N-au fost surprize în această noapte. Dominica Tsibulkova a trecut în 3 seturi de victoria Azarenka din Belarus, 6-2-3, 6-6-3. Mă rog, Azarenka era un pic mai bine cotată la casele de pariuri, numai că Tsibulkova este finalista de anul trecut la Australian Open și se pare că îi prinde bine. Ea a eliminat atunci, dacă mai țineți minte, chiar pe Simona Halep în sferturi. Slovaca s-a calificat de data aceasta în faza sferturilor de finală, urmând, am aici tablou, să o întâlnească pe Serena Williams, favorită numărul 1. Și la fete avem așa în sferturile de finală: 1, 2, 3, numărul 4 a fost eliminată. Am impresat că numărul 4 era chiar Agnieszka Radwańska, care a fost eliminată în această dimineață de Venus Williams, numărul 18, 6-3-2-6-6-1, o victorie strălucitoare a lui Venus, care a urmat să întâlnească pe Serena Williams. Dragi prieteni, în... stați mai puțin că nu mă prea descurc cu asta, l-am căpăcit. Așa, deci Serena și Venus au rămas să se întâlnească în semifinale, dacă cele două vor trece în sferturi, de Dominica Tsibulkova, numărul 11, adversara Serenei, și respectiv Madison Keys, americanca de culoare, care o va întâlni pe Venus Williams. Nu este evident că Venus va câștiga. Madison Keys în mare formă, a trecut de o altă Madison, Madison Brangle din SUA, 6-2-6-4, victorie netă. Sunt toate premisele ca Madison Keys să învingă pe Venus Williams în sferturi. Ea nu are niciun număr în dreptul său. Keys n-a fost cap de serie pe acest tablou feminin. În partea de jos, Simona Halep joacă cu Elena Makarova în noaptea viitoare, am înțeles, de la ora 2. Și sigur că este net favorită românca, în ciuda faptului că Makarova a făcut un turneu foarte bun. Este o jucătoare de mână stângă, lovește bine. În fine, până acum și-a măcelărit adversarele rusoaica. Simona Halep este totuși la un alt nivel și dacă va fi în plenitudinea formelor forței sale fizice, vreau să spun, nu va avea probleme să o învingă, probabil chiar în două seturi. Sigur că lumea se teme un pic de acest meci, întrucât Makarova pare să fie net superioară lui Matek Sen sau Janinei Wickmayer, ultimele două adversare ale Simonei Halep, niște necunoscute practic, chiar dacă Wickmayer învinsese pe Halep în cele două meciuri pe care le-au jucat anterior, în 2010 și 2011. Era clar că s-a schimbat o epocă în tenisul feminin de atunci. N-a fost mare suspans de altfel. În celălalt sfert de finală, de pe partea de jos a tabloului, se întâlnesc Maria Sharapova, numărul 2, și Eugenie Bouchard, numărul 7. Așadar, se merge spre o finală, spre o semifinală Sharapova-Halep, de altfel între numerele 2 și 3, urmând ca dincolo Serena să nu întâlnească numărul 4, pentru că asta a fost eliminată, spuneam, era Agnieszka Radwańska. Auziți japonezul ăsta? Ăsta-i, mă. Trebuie să-l oprim cumva. Mă, nu știu să-l opresc. E un telefon aiurea. Ăsta, și când primești un mesaj, îți cântă în japoneză. Asta e. În fine. Așadar, astea sunt sferturile de finală, în ambele cazuri. Și la masculin și la feminin. Vă reamintesc: Serena Williams, Dominica Tsibulkova, respectiv Venus Williams, Madison Keys,
pe partea de sus a tabloului, cu posibilitatea să le vedem pe surorile Williams jucând după mulți ani, între ele o semifinală de Mare Slam, iar dincolo Simona Halep, Elena Makarova și Maria Sharapova, Eugenie Bouchard, pe tabloul masculin, spuneam mai devreme, ne aflăm tot așa în faza sferturilor de finală, Djokovic, Raonic, de exemplu, Wawrinka, Nishikori, astea sunt partidele care s-au desemnat astăzi. Celelalte erau deja cunoscute de ieri, pentru că făceau parte din cealaltă zonă a tabloului, și anume Nadal, Berdi și Murray cu Kyrgios. Ne întoarcem după pauză de publicitate. Una este Dumnezeu. 11 metri pentru cei cu cernici. Ne-am întors în direct. Nu mai putem întoarce la tenis dacă situația o va cere deocamdată. Avem de trasat și niște explicații din turneele de fotbal. De exemplu, în această dimineață s-a stabilit prima finalistă a Cupei Asiei pe națiuni, competiție care a fost și este televizată de Eurosport. Fără surpriză, Coreea de Sud a învins Irakul cu 2-0, asta după ce irachienii reușiseră o surpriză în sfert, reușind să treacă de Iran pe un meci fabulos, 1-1, 90 de minute, Iranul conducând cu 1-0 la pauză și rămânând 10 oameni. Irachienii au egalat în partea a doua, i-au dus în prelungiri, de două ori a condus Irakul în prelungire, Iranul a revenit de fiecare dată cu un om mai puțin, s-a terminat 3-3, la penaltiuri irachienii au câștigat cu 7-6, fiecare echipă executând 8 lovituri. Iranul a ratat de două ori Irakul o singură dată, era clar că după un astfel de meci irachienii nu vor mai avea forța să-i învingă pe sudcoreeni, care a câștigat Coreea de Sud toate meciurile până acum fără să primească niciun gol. Ne întoarcem la tenis, l-avem la telefon pe Andrei Pavel. Mulțumim, domnul Pavel, că ați avut răbdarea să ne reglăm problemele tehnice. Sunteți în direct la Sport Total FM. Bună ziua, bună ziua, chiar sunt în sala de tenis acum. Am auzit. Vreau să vă cerem o părere despre ce reprezintă Australian Open, ajuns în faza sferturilor cu un succes de casă pentru tenisul românesc, cu Simona Halep, cu doi jucători bine plasați în turneul de dublu care vor fi adversari. Cum vedeți finalul competiției? Eu mă bucur incredibil de mult, bineînțeles, pentru toți care au fost la Australian Open, inclusiv Marius Copil, Monica Niculescu, care au ieșit, Irina Begu, care a avut un turneu foarte bun, și iar pentru cei rămași, vă dați seama, avem sigur un român în semifinale, ca unul dintre Orie Florin Mergea. Florin Mergea și-a făcut un cadou de ziua lui, e ziua lui azi, și i-a bătut pe frații Brian. Horia a trecut și a avut un meci destul de greu, iar Simona, bineînțeles, e favorita concursului și sperăm să cucerească titlul. Bineînțeles că mai sunt seturile de finală, dar până acum n-a pierdut un set, e foarte în formă și tenisul românesc a început anul cu dreptul și mă bucur incredibil de mult. Credeți chiar că este Simona Halep favorita turneului? Da, zic că e favorită la acest concurs, deci ea de la început, e numărul 3 mondial, deci Serena și cu Sharapova sunt înainte în clasament, dar bineînțeles că are cele mai multe șanse să câștige acest concurs, adică să meargă mai departe, și dacă câștigă e incredibil, primul Grand Slam. Și acest lucru nu s-a mai întâmplat de la Ilie încoace. Da, numai că de reamintit, dacă va trece de Elena Makarova, Simona joacă în semifinale probabil cu Maria Sharapova și apoi probabil în finală cu Serena Williams, deci practic ea n-a evitat încă. Nu ne gândim așa departe, ne gândim la sfert de finale. Eu am spus că e favorită
și ea până acum n-a pierdut niciun set, dar fiecare meci în parte e foarte important, presiunea devine din ce în ce mai mare, dar cum a arătat Simona că joacă e pe calea cea bună, asta vreau să spun, și niciodată nu m-am gândit prea mult la cine, cum și așa mai departe, și celelalte poate să piardă în celelalte tururi, ne gândim și la Șarapova care în turul 2 era să piardă, deci nu știu niciodată. Așa este. Ne reamintit ascultătorilor că o singură dată în istorie o româncă a câștigat un turneu de mare șlem, Virginia Ruzici, în 1978 la Paris. Deci ăsta este bilanțul extrem de subțire al tenisului feminin în raport, sigur, cu alte națiuni. În raport cu alte națiuni sunt și alte națiuni și mai subțiri ca noi, așa ca să nu ne facem noi mai, să ne dăm mai jos decât suntem. Și asta cred că ar trebui să învățăm să facem, să avem încredere în noi și să nu tot timpul să ne gândim că suntem subțiri sau slabi. Nu suntem. Nu, cel puțin la acest turneu, într-adevăr, am fost buni, ați amintit și pe copil, pe Monica Niculescu, pe Irina Begu, care au strălucit, e adevărat, a fost un început bun de sezon, să vedem cum va fi finalul, pentru că, într-adevăr, Mergea sau Tecău vor juca în semifinale, unul dintre ei doar, pentru că se întâlnesc în sferturi, și Simona, care, sigur, dacă va intra în semifinale, deja și-a depășit performanța de anul trecut, unde a fost sfert de finalistă. Deci ar fi deja pentru ea un început de an mai bun decât sezonul trecut. Dar de notat, corect, domnul Pavel, că nici Elena Makarova n-a pierdut niciun set până acum. Da, nu mai contează acum. Și cum e, sperăm ca noi, ca Simona, ai noștri să câștige, deci ceilalți ne interesează mai puțin. E clar. Mulțumim mult de intervenție. Știu că sunteți ocupat în momentul de față, să intrați pe teren. Mulțumim, Andrei Pavel, pentru această luare de contact cu Sport Total FM. O să vorbim puțin și despre turneul de dublu. N-apucasem să-i plasăm în context. Într-adevăr, Tecău și Roger au reușit să se califice în sferturi după ce au trecut de Butorac și de Gross în 3 seturi, 7-6 în decisiv, și vor juca în sferturile de finală cu perechea Inglot Mergea, care, după cum se știe, a făcut senzație în această noapte, reușind să treacă de frații Bryan, 7-6, 6-3. Bun, sigur, frații Bryan sunt dumnezei dublului masculin de mai bine de 10 ani. Cum au fost la un moment dat și surorile Williams, când făceau pereche la dublu și evident erau redutabile, mai ales prin prisma rezultatelor pe care le obținuseră la simplu. Evident, dar toată lumea se speria de ele, apoi au renunțat să mai joace împreună la dublu. Dublu românesc, în ultima perioadă, grație acestor jucători, Mergea și Tecău, a devenit unul interesant. Iar rezultatul lor, independent, sigur, unul de altul, la acest turneu, pare să fie unul remarcabil. Acum o să vedem mai departe unde vor ajunge, pentru că unul dintre ei va fi eliminat în această fază. Da, chiar și așa, ajunge în sferturile de finală nu este deloc lucru puțin. Mă uitam un pic aici pe tabel să vedem cum s-ar putea împerechea după. Deci Inglot, Mergea, așa, în trecut, vor juca în semifinale. Așa, în partea cealaltă de tablou nu sunt actualizate, am impresia aici. În orice caz, pe cealaltă parte de tablou ar trebui să fie Melo cu Dodich, așa, Boleli cu Fodini, ei s-au calificat în această noapte. În fine, noi știm în orice caz că n-am pus accent pe turneul de dublu masculin, dar vor juca între ei, în orice caz, în sferturile de finală, Tecău cu Roger, respectiv Mergea cu Inglot. Ăsta este unul dintre meciuri și vom vedea după aia, că nu mi-e clar aici, învingătorii cu cine vor putea să joace în semifinale. Oricum nu știm foarte bine. Inglot, Mergea sunt favoriți 14, iar Tecău, Roger sunt favoriți 6. Nu, am găsit până la urmă. Vor juca într-adevăr în semifinale cu învingătorii dintre Cuevas, Marrero,
și Boleli Funini, ăsta ar fi, vom vedea mai departe exact cum se împerechează, dar pentru noi, deci, turneul de dublu masculin va continua, pentru că va fi un reprezentant al României în semifinale. Asta sigur aduce și niște bănuți, nu sunt sume nemaipomenite, pentru că se împart la 2, după care se împart la 4, apoi se împart la 8, fiecare jucător are staff-ul său, are managerul său în unele cazuri pe care trebuie să-i plătească, nu sunt banii lor toți ăștia pe care îi câștigă, ei sunt și impozitabili. În general, din tenis câștigi bine și foarte bine, adică te căpătuiești pentru o viață atunci când ajungi să câștigi turnee de mare șlem. În rest, nu sunt niște sume uriașe. Chiar dacă, în regulă, joci mult timp, uite, de exemplu, un Thomas Berdych la masculin, care n-a ajuns niciodată un jucător de top 4, dar e acolo, imediat în spatele topului 4, un jucător de locurile 5-8. A câștigat din tenis cam de două ori mai mult decât a câștigat Simona Halep până acum. Deși, încă o dată spun, nici Berdych n-a câștigat nimic în esență. E un jucător însă constant, care câștigă în fața unor adversari mai slab cotați, aproape de fiecare dată, din când în când mai dă câte o lovitură și profită de faptul că, sigur, tenisul masculin e mai bine plătit decât cel feminin, lucru care se explică pentru că atrage mai mult, mai mult capital. Ăsta e motivul pentru care la masculin se câștigă mai bine decât la feminin, în ciuda faptului că la turneele de mare șlem premiile s-au mai echilibrat. Nu mai este o discrepanță între fete și băieți. În schimb, la restul turneelor, da. Și e normal să fie așa dacă publicul este mai interesat de meciurile masculine, care sunt evident de un nivel mai bun decât cele feminine, și cu mai mulți jucători de calitate. La tabloul feminin vedem, în afară de 3 jucătoare, hai 4 să zicem din când în când, tenisul feminin nu prea poate să conteze pe cineva. Avem deja de vreo 2 ani de zile acest trio format din Simona, din Serena Williams și din Maria Sharapova, care într-adevăr sunt primele 3 în mod justificat, după care nu mai există o a 4-a jucătoare constantă. Chinezoica Na Li s-a retras, ea era acolo bine plasată, a avut și ea câteva sezoane, nu mai mult. Canadianca Bouchard, încă tânără totuși, are 21 de ani, nu-i mare lucru, n-are o constanță nemaipomenită. O să vedem acum în sferturi dacă reușește să dea lovitura cu Sharapova, puțin probabil. Și-a făcut însă treaba. Să te califici la un turneu de mare șlem de fiecare dată în sferturi nu-i puțin. Și oricum Bouchard e de-abia locul 7 în lume, mai are un pic de progresat, nu este atât de constantă ca Halep, de exemplu, care are acest atu că reușește să le învingă pe jucătoarele mai slabe decât ea, ceea ce pentru o româncă este de neconceput. Pentru că sportivele noastre în general, și valabil și la tenis, au avut mereu această problemă de mental. N-au reușit să-și depășească adversarele în mod constant, și nu vorbesc aici de cele mai bine cotate, ci de cele cotate la nivelul lor sau sub ele. E suficient, atât se vede la Halep, să nu câștigi niciodată cu nimeni. Ea n-a întâlnit până acum, până la Elena Makarova, în acest turneu, pe nimeni. Și toate erau net sub locul 20, dacă nu chiar sub locul 30. Și Makarova este abia locul 10. Deci poți să te duci până în semifinale, încă o dată, exact cum a mai făcut de altfel Halep în câteva rânduri, fără să elimini jucătoare de top. Sigur că asta vine din poziția pe care o ai în clasamentul mondial, dar nu înseamnă că ai reușit vreo performanță. Să câștigi în fața jucătorilor de locul 70, 80, 200, nu știu cât, 40, nu știu cât, nu e nicio performanță, e ceva absolut firesc. Practic tu profiți de acest vid care există în tenisul feminin, am mai povestit de multe ori chestia asta, și ajungi lejer până în semifinale, abia acolo dând de adversarele, singurele tale adversare, mai de Doamne ajută. Și acestea sunt sigur Sharapova și Serena, care
Sara Șterne în calea Simonei Halep după acest meci cu Elena Makarova, dacă românca va reuși să treacă. În fine, ne întoarcem la fotbal. Spuneam, remarcabilă performanța sudcoreenilor, care să știți că n-au câștigat în istoria lor decât de două ori Cupa Asiei, și asta de foarte de mult. Ultima dată s-a întâmplat prin anii 60. E adevărat, Cupa Asiei se desfășoară odată la 4 ani, spre deosebire de Cupa Africii, care ajunsese la un moment dat să se joace an de an. Sau dacă nu, se joacă odată la 2 ani. Nu știu ce să grăbesc așa africanii. În Asia e mai selectă întrecerea. Sudcoreenii, așadar, sunt pe cai mari, o echipă care a câștigat toate meciurile până acum, fără să primească niciun gol. Mai mult ca sigur, ei vor întâlni în finală reprezentativa țării gazdă, Australia, care are o formalitate de îndeplinit să elimine în semifinale Emiratele Arabe Unite. Emiratele Arabe Unite, care au creat surpriza eliminând Japonia în sferturi. Nimeni nu s-ar fi gândit la așa ceva. După o partidă la care cred că s-au frit pariuri, a fost 2-1 pentru Emirate. Nu știu dacă nu cumva, trebuie să mă mai uit un pic, nu cumva s-a decis la penaltiuri, într-adevăr. La penaltiuri, japonezii egalând în minutul 81, în prelungiri nu s-a întâmplat nimic, iar în urma loviturilor de departajare, 6 penaltiuri au bătut cele două echipe, fiecare câte 6, au câștigat cu 5-4 cei din Emirate. Este o mare surpriză, Japonia învinsă într-un moment în care se aștepta mai puțin de un adversar calificat întâmplător în faza respectivă. În fine, o să avem o finală Australia-Corea de Sud, anticipată de mulți până la urmă, iar un meci pentru locurile 3 între Irak și Emiratele Arabe Unite. Vorbim un pic și despre Cupa Africii, care a ajuns în faza explicațiilor finale. S-a și terminat între timp prima grupă și, așa cum era de așteptat, țara gazdă, Guinea Ecuatorială, fără niciun fel de savoir-faire sau de ștaif, a reușit să treacă de faza grupelor, deși, reamintesc, nu erau calificați la turneul final, foarte interesant. Fuseseră eliminați în tururile preliminare fără niciun fel de pretenție această națională. Odată însă propulsată țară gazdă prin refuzul Marocului de a organiza competiția, Guinea Ecuatorială a beneficiat de cea mai la îndemână grupă, de cea mai la îndemână grupă B, cu care se va amesteca în sferturile de finală, adversar iarăși la dispoziția lor. Și ieri au reușit să învingă Gabonul într-un meci decisiv cu 2-0, dacă făceau egal, gazdele erau eliminate, deschizând scorul așa cum era de așteptat, din penalti. E adevărat, un penalti care putea fi acordat. Pe final au reușit să marcheze golul 2 și s-au calificat în premieră, bineînțeles, în istoria lor, în sferturile de finală, unde vor juca probabil cu Tunisia, dacă nord-africanii vor câștiga astăzi grupa B, au un meci decisiv cu Congo, Kinshasa. Tunisienii sunt lideri cu 4 puncte, o echipă slabă a Tunisiei pe care o poate învinge Guinea Ecuatorială. I-am văzut pe tunisieni în meciul câștigat cu Zambia 2-1, n-au existat pe teren timp de 60-65 de minute, după care au făcut mai întâi, de fapt au făcut 1-1 cu insulele Capului Verde, o echipă mai mult decât decentă în Africa, care astăzi va juca cu Zambia pentru calificarea mai departe. Capul Verde se poate califica și cu un rezultat de egalitate, în cazul în care DR Congo face un rezultat mai slab cu Tunisia. De exemplu, dacă Tunisia-Congo e 0-0 și Capul Verde Zambia e 1-1, atunci se califică Capul Verde de pe 2 alături de Tunisia și a rămas să joace Capul Verde cu Congo Brazzaville în sferturi, pe care poate să elimine.
Și uite așa vom avea în semifinale Guinea Ecuatorială, care ar putea să treacă de Tunisia, și insulele Capului Verde, care ar putea să treacă de Congo, care ar fi o dublă premieră în Cupa Africii. Cupa Africii, într-adevăr, vorbeam mai devreme și cu Florin Chivulete, specialist în blaturi și în astfel de competiții pe muchie de cuțit, e cea mai slabă ediție a Cupei Africii de care ne aducem aminte. Echipe dezlănate, fotbal de 2 lei, ocazii foarte puține, șuturi cadrate, unul sau două pe meci, nici o mare echipă, până acum nimeni n-a jucat absolut nimic. Anii trecuți tot mai vedeai câte ceva. Nici o echipă n-a jucat nimic până acum la acest turneu final, deci este posibil orice. Burkina Faso, marea decepție a grupei A, echipa de la Ouagadougou, antrenată de belgianul Pol Pot, sau Pol Put, de fapt. Pol Pot, știți, era cu totul altul. Dictator sângeros în Kampuchea, cum se numea pe vremea lui, și care și-a omorât practic un sfert din populație până când a fost și el ucis. Pol Put îl cheamă pe antrenorul burkinei, belgian, care va fi dat afară astăzi sau mâine, după o prezență lamentabilă a echipei sale, un singur gol în 3 meciuri, un singur punct, opțiune, locul 4 într-o grupă accesibilă cu adversari care n-ar fi trebuit să-i pună probleme Burkina, o echipă bine echipată ofensiv. Aceasta după ce a fost finalistă la ultima ediție, a pierdut în fața Nigeriei finala, jucând bine de tot atunci. Anul acesta a dezamăgit total. Bun, luăm o pauză și o să revenim să vorbim despre campionatul mondial de handbal din Qatar. Păi la ora 2 și ceva s-a constatat o furtună din care n-am putut să dorm cu nevastă mea împreună în pat, fiindcă s-a declanșat o extorsiune al unui degajament al unei construcții de într-o apă, și după care puteți uita. 11 metri pentru cunoscători. Campionatul mondial de handbal din Qatar, fraților, nu lămurisem până la sfârșitul săptămânii situația din grupe, cele 4 grupe cu câte 6 echipe. Primele 4 se calificau pentru faza optimilor de finală. În grupa A s-au calificat Spania, 5 victorii din 5, dar totuși un succes chinuit în fața țării gazdă, Qatarul 28-25, după ce echipa arabă condusese mare parte din meci. Qatarul pe poziția a doua, 8 puncte, 4 victorii și o singură înfrângere cu Spania. Slovenia 6 puncte pe poziția a treia, 3 victorii și 2 înfrângeri. Brazilia pe locul 4, Belarus pe 5, Chile pe 6. Belarusul și Chile au fost eliminate, brazilienii făcând diferența prin victoria pe care a obținut-o, 34-29 în fața Belarusului. Deci calificate Spania, Qatar, Slovenia și Brazilia. În grupa B s-au calificat Croația cu 10 puncte, Macedonia cu 8, Austria și Tunisia cu câte 5, eliminate Bosnia 2 puncte și Iranul, care n-a obținut niciun punct. Aici meciul decisiv a fost victoria Tunisiei 27-24 cu Bosnia în penultima rundă. În grupa C, Franța a câștigat cu 9 puncte, nimeni nu se aștepta după un început atât de trist al francezilor ca ei să câștige grupa. Până la urmă, deși au făcut un egal cu Islanda, francezii au reușit, spre stupefacția generală, să învingă în ultima partidă Suedia, marea favorită la câștigarea titlului mondial, 27-25. Suedezii au condus tot meciul pe francezi, dar pe final aceștia au revenit cu experiență și cu un pic de tragere de inimă și au câștigat. Se aștepta să fie un galop de sănătate al suedezilor, care au condus cu 4-0. Francezii au marcat primul gol din 7 metri, minutul 8. Praf și pulbere i-a făcut Suedia la începutul meciului, dar pentru că și suedezii erau calificați, pentru că
Până la urmă nu s-au întrebuințat nici atât de serios. Francezii au reușit să revină și i-au bătut în ultimele minute la două goluri, totalmente nemeritat. Suedia a terminat pe poziția a doua, 7 puncte. Suedezii totuși, necâștigând în ultimele două meciuri, au făcut egal cu Egiptul și au pierdut cu Franța. Islanda a terminat pe 3, Egiptul pe 4, Cehia pe 5, Algeria a fost ultima. Meciul decisiv a fost blatul din ultima rundă, în care Islanda a bătut Egiptul cu 3 goluri diferență. Dacă n-ar fi câștigat islandezii, atunci cehii s-ar fi calificat. Egiptul nu mai avea nevoie de rezultat și le-au permis, până la urmă, egiptenii islandezilor această victorie, Cehia fiind eliminată. Deși cehii câștigaseră ultimele două jocuri, între care foarte net, cu un scor neverosibil, 36-25, meciul cu echipa Islandei, și bătuseră pe islandezi cu 11 goluri cehii și totuși nu s-au calificat. În grupa D, cea mai echilibrată, Germania a câștigat cu 9 puncte, urmată de Danemarca cu 8, Polonia cu 6 și Argentina cu 5. Rușii, eliminați cu doar 2 puncte, o singură victorie, nu au bătut decât pe Arabia Saudită. Rușii, Arabia Saudită nu a niciun punct. Meciul decisiv a fost în ultima rundă, Argentina a învins Rusia cu 30-27 și s-a calificat de pe poziția a patra. În aceste condiții au început să se desfășoare optimile de finală, 4 dintre ele au avut deja loc aseară, celelalte se joacă astăzi. În prima dintre ele, Croația, în calitate câștigătoare a grupei A, sau câștigătoare a grupei B, mai exact, a întâlnit Brazilia, care s-a clasat pe locul 4 în prima grupă. A fost un meci spectaculos. Brazilienii, deși n-au convins în faza grupelor, terminând pe poziția 4-a, chinuit, au fost la un pas să încurce pe croați. 26-25 a câștigat Croația, o victorie la limită, practic nemeritată. Se știe că în handbal, atunci când câștigi cu mai puțin de 3 goluri diferență, nu te poți lăuda că ai fost mai bun decât adversarul. Asta înseamnă că ai profitat de niște decizii arbitrale. Este același lucru că ai câștigat cu un gol sau că pierzi cu un gol în handbal. Nu poți să spui că ai fost mai bun decât adversarul. O altă partidă care s-a încheiat cu rezultat surprinzător, dar îl vedeam venind, Qatarul a învins Austria cu 29-27, s-a calificat în sferturi, uluitor. Rămân să întâlnească în această fază echipa Croației. Qatarul, da, a jucat cu Croația în sferturile de finală, așa este. Rămâne de văzut acum cum se vor împerechea celelalte echipe. Spania a învins Tunisia cu 28-20, aici n-a fost niciun pic de suspans, iar Slovenia a trecut de Macedonia 30-28. Spania va juca cu Slovenia mai departe. Nu, m-am înșelat. Nu, Spania nu va juca cu Slovenia. Spania va juca cu învingătoarea dintre Islanda și Danemarca, care meci care se joacă astăzi. Am zis prostii, Croația nu joacă cu Qatarul. Croația va juca în sferturi cu învingătoarea dintre Polonia și Suedia. Meci care se joacă astăzi, o formalitate ar trebui să fie pentru suedezi. Deci Suedia, Croația ar fi un sfert. Qatarul urma să joace cu învingătoarea dintre Germania și Egipt. Au meci mai greu decât se anunță pentru nemți, care și-au câștigat grupa, însă Egiptul este susținut de o colonie puternică venită din Cairo, dar și de cei care lucrează în Qatar, de muncitori egipteni de acolo, plus de populația locală, care sigur că vor susține țara arabă în această partidă. Qatarul, dacă s-ar întâlni cu Egiptul în sferturi, ar ajunge în semifinală. Poate și cu nemții, cine știe. Spania, spuneam, va întâlni probabil Danemarca, care astăzi trebuie să învingă Islanda. Franța are un meci greu și nu este exclus, atenție, o surpriză, ca Argentina să-i învingă
în optimile de finală. Franța a mai fost bătută de Argentina la un turneu de campionat mondial. Argentina este o națiune în plină formă și așa cum și la rugby au devenit mai buni decât francezii, umilindu-i la ultimul test pe Stade de France, Argentina a câștigat în fața Franței. Și la handball, în momentul de față, mă încumet să spun că sunt peste francezi la ce au jucat până acum la acest turneu final. Chiar dacă Argentina a terminat a patra în grupa sa și Franța a fost prima, am asigurat, argentinenii n-au experiența, asta e clar, n-au experiența marilor turnee, îi va fura probabil un pic și arbitru, Franța va juca prost, cum a jucat în toate meciurile, nu mai au tragere de inimă jucătorii, au câștigat absolut toate competițiile de câte ori au vrut. E aceeași generație, n-a putut să fie montată pentru acest campionat mondial decât la curent alternativ, așa, au dezamăgit în grupe, n-au jucat bine cu nimeni, n-au câștigat cu nimeni cu un scor de ăsta uluitor, s-au bâlbâit cu cehii în primul meci, au fost penibili cu Egiptul, care i-a condus tot meciul, Suedia la fel, au făcut egal cu Islanda, i-a condus Islanda tot meciul. Deci nu s-au impus practic cu nimeni. Cu Algeria au câștigat cel mai slab dintre toate echipele care s-au calificat. Alții au bătut pe algerieni la peste 20 de goluri diferență. Franța a câștigat cu chiu cu vai și cu Algeria la 6-7 goluri, ceva de genul ăsta, slab de tot. Deci atenție, Argentina e peste Franța. În mod normal, dacă argentinienii joacă cum au jucat în grupe cu nemții, au fost bătuți cu un gol diferență, și cu rușii, pe care i-au bătut cu 3 goluri, îi bat pe Franța la 5 goluri diferență. Astăzi, dacă vor intra în meci și vor juca la nivelul ăsta, sigur că, încă o dată spun, arbitrajul și experiența nu sunt de partea lor. Asta este evident. În orice caz, învingătoarea acestui meci întâlnește Slovenia în sferturi, deci o pâine de mâncat. Slovenii, deși până acum s-au descurcat, nu sunt o mare forță. E clar că și Argentina și Franța îi pot bate. După care, această parte de tablou se încrucișează cu învingătoarea meciului Danemarca-Spania. Acolo nu mai trec. Și danezii și spaniolii sunt superiori Franței, Argentinei sau Sloveniei, fără discuții. Deci cam așa stau lucrurile pe tabloul mondialului de handball. În momentul de față se joacă pentru locurile de onoare. Astăzi au fost meciurile pentru locurile 21-24. Chile a fost învinsă de Iran 31-32. Iranul va juca pentru locurile 21-22 cu Arabia Saudită, care a învins Algeria cu 27-25. Deci Algeria-Chile va fi meciul care va departaja ultimele două echipe în clasament, locurile 23 și 24, un pic deasupra lor Iranul și Arabia Saudită. Pentru locurile 17-20, Belarusul joacă în momentul de față cu Bosnia, este 11-9 pentru Belarus. De la ora 18 începe meciul Rusia-Cehia. Jos de tot au ajuns rușii. În cel mai bun caz, ei se vor bate pentru locul 17 cu învingătoarea meciului dintre Belarus și Bosnia, dacă vor învinge pe cehi. Acolo a ajuns handbalul rusesc în momentul de față. Luăm o pauză și ne întoarcem, o să vorbim despre ce s-a întâmplat prin fotbalul european la sfârșit de săptămână. Pe metri. Să fie pace, ca să nu fie război. O incursiune în fotbalul european, spunând din capul locului că la capătul acestei săptămâni se reia și Bundesliga. Bayern München joacă cu Wolfsburg, de exemplu, pe fondul unui scandal în Germania între Pep Guardiola, antrenorul Bayern, și Matthias Sammer, unul dintre managerii acestui club. Se pare că Guardiola s-ar fi enervat și sunt șanse destul de mici ca el să mai continue din vară cu Bayern München. Ma, exact motivele conflictului nu sunt evidente, pentru că mentalitatea germană, în ciuda rezultatelor evidente pe care Guardiola le-a avut acolo, nici nu era foarte greu.
să te duci în Germania să câștigi tot cu Bayern, care este o mașinărie de fotbal. Se pare însă că totuși Guardiola nu face unanimitatea la Bayern München și mai mult ca sigur spuneam se va despărți de această echipă la vară. În Anglia n-a fost etapă, englezii sunt prinși între Cupa Angliei și Cupa Ligii Angliei. Mâine se joacă returul semifinalei de Cupa Ligii între Chelsea și Liverpool, a fost 1-1 pe Anfield în tur. Între timp Chelsea a fost eliminată rușinos din FA Cup de către Bradford 2-4, după ce sigur Chelsea cu echipă remaniată a condus totuși cu 2-0 în prima repriză, goluri Cahill și Ramirez, pe care în minutul 40 scorul era de 2-0 pentru Chelsea, care avea o cotă de 1-13 la pariuri, iar Bradford o cotă de 29. E bine, oaspeții au marcat de 4 ori la rând prin Stead, Moraes, Halliday și Yates, ultimul minutul 94. Văzând că se îngroașă în gluma, José Mourinho i-a introdus în repriza a doua pe Fabregas, pe Willian și pe Hazard, dar n-a reușit să mai întoarcă rezultatul. Dovadă că nici măcar Chelsea nu este invincibilă. Alte echipe cu ștaif din Premier League au căzut victime acestor 16-imi de finală în Cupa Angliei. De exemplu, Manchester City a pierdut acasă cu Middlesbrough 2-0. Middlesbrough avea cotă 11, Manchester City 1-30. Oaspeții au câștigat pur și simplu cu 2-0. Goluri marcate de Bamford și de Kike, ultimul minutul 93. Asta deși în repriza secundă la Manchester City au intrat Lampard, Fernandinho și Dzeko. N-au reușit gazdele să marcheze niciun gol în fața lui Middlesbrough, așa că iată primele două clasate în Premier League au ieșit pe ușa din dos în Cupa Angliei din 16-im deja. Liverpool a terminat la egalitate 0-0 cu amărâții de la Bolton și va rejuca meciul pe terenul acestora. Tottenham a pierdut acasă cu Leicester 1-2, cea mai norocoasă echipă din Premier League și cea mai antipatică. Tottenham a deschis scorul evident din penalti prin Townsend, după care, culmea, a venit și ziua în care norocul s-a făcut praf. În minutul 83 Leicester a egalat pentru că apoi să dea lovitura în minutul 92 pe White Hart Lane, eliminând-o pe Tottenham din Cupa Angliei. Arsenal a câștigat pe terenul Brighton cu 3-2, chinuit. E adevărat, Arsenal a condus repede cu 2-0, dar asta e cel mai ușor în fotbal, să marchezi primul, nu e nicio scofală. 2-0 în minutul 24, gazdele au revenit în minutul 50, pe care Rozicki a făcut golul de 3-1, foc de paie și ăsta. Walcott, Özil și Rozicki au marcat. Gazdele au revenit în minutul 75 pe Baldock și au fost aproape de tot să trimită meciul în rejucare pe final, în ciuda intrării lui Alexis Sanchez, Dumnezeu campionatului Angliei, în minutul 70. Olivier Giroud a jucat 70 de minute, Arsenal a scăpat până la urmă ca prin urechile acului de o rejucare cu Brighton, care probabil ar fi fost fatală, așa cum s-a întâmplat și în cazul celorlalte echipe de top eliminate în această fază a competiției. De asemenea, Swansea a părăsit întrecerea, 9 oameni, a pierdut la Blackburn cu 3-1. Swansea a reușit să deschidă scorul în minutul 21, dar gazdele au revenit incredibil și au marcat de 3 ori, practic făcându-i praf pe cei de la Swansea, mari favoriți, evident. Bafetimbi Gomis a fost înlocuit în minutul 77, Bartley și Sigurdsson au fost eliminați la Swansea. Un weekend practic trist pentru echipele din Premier League în FA Cup. Bun, s-a jucat în Primera, un campionat care a devenit deja greu de suportat, hoția pe care o practică în cele două mari cluburi nu mai are limite. Real Madrid a câștigat rușinos pe terenul celor de la Córdoba, o echipă vai de mama ei.
aceasta cu 2-1 după ce gazdele au deschis scorul prin Nicolas Gilas. Atenție, jucător născut în Marseille. N-a reușit însă să joace niciodată la OM. Un mare fotbalist, a jucat prin Portugalia, unde a rupt norii. La Belenenses și pe nu știu unde a fost Dumnezeu campionatului portughez. La un moment dat a ajuns la Cordoba, el a deschis scorul din penalti, echipă pentru care joacă și un român. Nu știu exact, parcă Andone îl cheamă, așa ceva. Ar fi starul acestei formații, da, Andone îl cheamă. Cordoba, o echipă care va retrograda probabil din Primera, a ținut un șah pe Real Madrid. Cristiano Ronaldo a fost eliminat și se pare că va lipsi două meciuri după această eliminare directă, roșu direct în minutul 82. Karim Benzema egalase în minutul 27. Real Madrid a câștigat din penalti, evident, în minutul 89, un penalti transformat chinuit de Gareth Bale. Așa s-a impus Realul pe terenul ultimei clasate echipei, Cordoba, locul 14, Cordoba, Granada e ultima în Primera. Nu, Cordoba nu stă deocamdată atât de rău, dar are șanse să pice fără probleme. FC Barcelona a câștigat pe terenul celor de la Elche 6-0, n-au putut să le dea mai mult. Da, evident, asta după ce, numai după ce gazdele, stați liniștiți, au rămas 10 oameni în minutul 57. E un pluse de galben arbitru. În prima repriză Elche a luat 5 galbene. Piqué deschise scorul pentru Barça. Evident, golul de 2-0 a venit din 11 metri. Messi a transformat, pe care gazdele au rămas numai în izmene prin eliminarea lui Fager, așa, un jucător care a evoluat pe la Caen la un moment dat. E așa, cu doi oameni în plus, adică arbitru și faptul că adversarul juca în 10, Barça a mai marcat o căruță de goluri. Neymar 2, Messi și Pedro. Până la urmă, Messi și Neymar au marcat câte o dublă. I-au lăsat pur și simplu numai în chiloți și i-au dus la pădure pe cei de la Elche, i-au executat acolo. Atletico Madrid a câștigat 3-1 cu Rayo, mai puțină furăciune aici. Antoine Griezmann, care a devenit starul campionatului Spaniei, a reușit o dublă în prima repriză. Teribil Griezmann, după ce anul trecut a dus-o pe Sociedad până în Champions League. El, practic, a fost artizanul numărul 1. Meci spectaculos la Valencia, unde gazdele au trecut de Sevilla cu 3-1. Aici s-a jucat pe bune. 4 penaltiuri au fost dictate. Parejo de la gazde a transformat. Baca de la oaspeți a transformat și el, după care a ratat la 5 minute distanță un alt penalti. Gazdele au câștigat cu 3-1, dublă Parejo și gol Fuego, respectiv un penalti a columbianului Baca, iar să fie înlocuit de slab în repriza a doua de Kevin Gamero din minutul 71. O victorie de moral pentru Sevilla, care la mai mult de poziția 4 nu poate să spere, care duce în barajul de Champions League. Bătălie însă cu Sevilla, care e la 2 puncte, și cu Villarreal, care e la 3. Sevilla are și un meci mai puțin disputat. În fine, pentru etapa viitoare, Real Madrid joacă acasă cu Sociedadu, Barcelona cu Villarreal acasă, iar Atletico joacă la Eibar, o bună echipă din campionatul Spaniei, poziția 8-a pentru Eibar. A fost etapă și în Serie A, poate etapa care a pus capăt suspansului în lupta pentru titlu. Juventus a reușit să câștige acasă mizerabil 2-0 cu Chievo, o echipă aceasta din urmă la pământ în campionatul Italiei. Am văzut și eu un pic din meci, nu se legau două pase, deci nu juca nimic Juventus. Scorul a fost deschis de Paul Pogba, vedeta campionatului italian, cel mai în vogă jucător din lume în momentul de față, pentru că are și vârsta necesară, un jucător talentat, bun la dribling, bun la șut, este cel mai dorit jucător din lume în momentul ăsta. Paul Pogba a deschis scorul cu un șut din afara careului, minutul 60, neanunțat de nimic, după care Lichtsteiner, fostul fundaș al lui Lille, intrat în minutul 62, a reușit 10 minute mai târziu să dubleze avantajul. Chievo s-a zbătut, a murit cu Juventus de gât,
a jucat un fotbal agreabil, avea cotă 21 Chievo, dacă ar fi câștigat, ar fi putut să o facă. Au avut șanse să deschidă scorul. Arbitrul se pregătea să-i lase numai în izmene, atenție, pe cei de la Chievo, care au primit 4 cartonașe galbene în prima repriză. Dar până la urmă, văzând că Pogba a deschis scorul, n-a mai fost necesară intervenția arbitrului, mai ales că s-a spus în Italia, s-a dat un fel de decret între arbitrii, care sunt în continuare legiuiți să le avantajeze ca în codru pe echipele mari, dar numai atunci când e necesar. Adică li s-a spus, mă tată, oricum câștigă cine trebuie la noi, dar nu, hai să nu mai măcelărim meciurile obligatoriu din primele 5 minute. Adică doar dacă vedeți că nu se poate și nu se poate, atunci le puneți pe vară spre finalul meciului și să terminăm bâlciul. Dar lăsați-i un pic să joace, că dacă nu se suspendă campionatul. Ăștia mici au anunțat că ei nu mai vor să joace. Atât sunt de furați în Italia. Și atunci e tacită chestiunea, te furăm de nu te vezi, dar pe final. Pogba, de exemplu, a marcat, spuneam, de la 25 de metri cu un șut cu exteriorul piciorului stâng, ne-a anunțat de nimic. A putea să nu cadreze, să zicem, sau să apere ăla. Juventus nu juca absolut nimic. E, dacă lucrurile ar fi mers așa, după minutul 80, începea să-i curețe arbitru pe aia, temeinic. Dădea doi afară, și dacă nu marca Juventus nici așa, le-o punea pe VAR. Dacă nu era circunstanță de penaltiu, o lua în mână și se ducea și o punea el. Deci nu era nicio problemă. Asta Roma n-a reușit însă decât un 1-1 pe terenul Fiorentinei, cea mai greu cu furtul, pentru că Fiorentina se luptă și ea la Europa League. Romanii au egalat prin Iaici minutul 49, după ce eternul Mario Gomez deschisese scorul pentru Florentini în prima repriză. Clasamentul cred că e bătut în cuie pentru titlu. Juve are 7 puncte avans, 49 la 42 după 20 de etape. Roma are 4 rezultate de egalitate în ultimele 5 meciuri, nu mai merge. Juca atât de îmbâxit Roma, atât de prost, Dumnezeule, nu legau două pase, până la urmă li s-a înfundat și lor. Nu se mai putea cu stilul ăsta să câștigi chiar toate meciurile din lume. Pentru locul 3 însă bătălia este aprigă între Lazio, Sampdoria, Napoli și Fiorentina, cel puțin aceste 4 echipe. Astăzi se anunță că ar putea să fie înlocuit Pippo Inzaghi. E un fel de ședință la Milan. În orice caz, dacă nu va fi înlocuit acum, va fi înlocuit după meciul de cupă pe care Milan îl joacă împotriva lui Lazio, aceeași adversară pe care Milan a avut-o în campionat în acest weekend, după ce Jeremy Menez a deschis cu un repede, Lazio a marcat de 3 ori. Milan a terminat cu un om mai puțin. Obiectivul lui Milan este sigur să termine în fața lui Inter. Cele două echipe sunt la egalitate de puncte pe locurile 9 și 10. Și mai ales să termine în fața lui Sassuolo. Asta este practic nivelul lui Milan. Sassuolo este pe locul 11 și într-adevăr scârță e și ea, nemai câștigând de 3 etape. Urmează Milan-Parma pe 1 februarie, este o formalitate, Parma fiind deja retrogradată, cred că și Milan îi poate bate. Inter joacă însă la Sassuolo. Atenție mare la acest meci, Sassuolo-Inter, derbiul jumătății de clasament în Italia. A fost etapă și în Liga, mai bine n-ar fi fost. Lucrurile nu s-au modificat, dar o să se modifice în continuare, pentru că au intrat zilele până la urmă în sac și pentru Olympique Lyonnais. Era câștigat penibil acasă cu Metz 2-0. Cred că a fost cântecul de lebădă al lui Lyon, care de aici înainte o va lua în jos în clasament. Primul rând că s-a accidentat Alexandre Lacazette, golgheterul incontestabil în Liga, care își merită locul într-un campionat occidental puternic, deși nu se uită nimeni la el, n-are nicio ofertă din câte am înțeles. Ăsta s-ar potrivi în Spania, care are mai multe penaltiuri decât au Realul și Barça la un loc. Iarăși Lyon a deschis scorul din 11 metri, un penalti care sigur putea să fie acordat, dar să dai cartonaj roșu pentru faza aia trebuie să fii absolut dus cu pluta. E bine, arbitru, deși până atunci Lyon nu crease niciun pericol la poarta lui Metz, i-a pus-o pe VAR lui Lacazette, văzând că nu se mai poate. Ce hoție!
în minutul 31 și l-a dat afară pe Milan, fundașul lui MS, punând capăt luptei. Până atunci, încă o dată spun, Lyon nu părea în măsură să-i bată pe cei de la MS, echipă care acum se află pe ultimul loc în clasament, însă câteva minute mai târziu, minutul 34, Lacazette s-a accidentat. Cred că are o problemă musculară care ar trebui să-l țină deoparte vreo două săptămâni, exact cât trebuie, pentru că Lyon va juca cu Monaco și cu PSG următoarele două etape. Maximum un punct scot din asta dacă joacă bine. Maximum un punct. I-am văzut aseară pe PSG câștigând într-adevăr într-o manieră entuziasmantă la Saint-Étienne. 1-0 pentru PSG, penalti discutabil acordat pentru PSG, transformat de Ibrahimovic, dar a jucat bine Parisul. A jucat bine, merita să câștige cu 3-0 cel puțin. A fost înținută de Champions League. Se vede că au luat în serios un astfel de meci. În condițiile astea, PSG, care se află la egalitate cu OM pe locul 2, 44 de puncte plus 20 gol averaj și de o parte și de alta. OM este înainte, că a marcat cu 3 goluri mai mult. E, urmează două etape cruciale. Franța, Lyon, spuneam, joacă la Monaco. Dacă Monaco câștigă meciul, așa cum ar fi normal, face 42 de puncte și pune șaua pe clasamentul ligii întâi. Este principala favorită la titlu, după mine, dacă va câștiga și meciul ăsta. O să vedeți, o echipă redutabilă în ultima vreme. Un singur gol primit în ultimele 12 meciuri. A devenit într-adevăr de nepătruns ASE Monaco. A câștigat la Lille 1-0 în acest weekend. După care, spuneam, Lyon deci joacă la Monaco și apoi are acasă cu PSG-ul. O șansă pentru Marseille, care, deși are 3 înfrângeri în ultimele 3 deplasări, o șansă de a reveni pe prima poziție, desigur la egalitate cu Paris Saint-Germain, după aceste două etape, în condițiile în care OM joacă acasă cu Evian, Tonon, Gaillard, locul 16, și apoi în deplasare la Rennes, o echipă lamentabilă, care a pierdut 4-1 acasă cu Caen în acest weekend. În cazul în care OM câștigă aceste două meciuri, încă poate să spere la titlu. Și în mod normal, dacă face 50 de puncte cu aceste două victorii, sigur, dacă nu le câștigă, s-a terminat. Bătălia pentru titlu e închisă. Dar mai există această speranță să câștige aceste două meciuri cu doi adversari totuși la îndemână, chiar dacă Evian joacă un fotbal bun. În momentul ăsta nu va fi un meci ușor pentru OM sâmbăta viitoare de la 17:30 ora României. Un orar ușor amenajat pentru turneul celor 6 națiuni la rugby, să începe cu o jumătate de oră mai devreme din acest motiv. În fine, OM Evian sâmbăta viitoare, am văzut că meciul pe Digi Sport 3, e bine. Putem să venim la un punct de Lyon care joacă la Monaco, după care au acasă cu PSG-ul Lyon și dacă OM bate la Red îi depășește. Asta ne mai pune la socoteală că Marseille joacă acasă cu Lyon în retur și dacă se va mobiliza acolo și va învinge, mai sunt încă șanse. Sigur, Paris Saint-Germain va face și ea probabil 6 puncte aceste două etape, acasă cu Rennes și în deplasare la Lyon. Îi bate pe Lyon fără probleme. Dacă joacă cum au jucat ieri la Saint-Étienne, îi bate la scor. La Lyon a mai rămas Anthony Lopes, greu de bătut, portarul ăsta senzațional al lui Lyon. În afară de Lopes, n-au pe nimeni de calibru. Acum, dacă a ieșit și la Lacazette, două meciuri, dacă nu joacă, Lyon ar trebui să ajungă pe locul 3 în clasament. Plus, pe lângă asta, să-i vadă pe Saint-Étienne și pe Monaco reveni serios în cârca lor. Luăm o pauză și ne întoarcem. Spălați pe cap. Da, de ce? E mere. 11 metri. 100% natural. Ne-am întors pe final cu alte două, trei informații. Echipele noastre, după cum știți, sunt în pregătiri. Mai este până la reluarea sezonului. Rapidul, în continuare antrenată de Cristi Puștai, care, deși a amenințat că se retrage, până la urmă n-a făcut-o. Am impresia că nici Dinu Gheorghe n-a mai plecat de la Rapid, în ciuda amenințărilor. La un moment dat o vor face, sigur, amândoi. Rapidul a jucat un meci amical cu Marek Dupnița, o echipă bănuiesc care totuși dispune de mai mulți jucători decât Rapidul. E bine,
a fost un show al giuleștenilor, victorie cu 4-1 pentru Rapid. Marek Dupnița este o echipă din Bulgaria, pentru cine nu știe. Se pare că Rapidul a reușit o performanță ieșită din comun, având în vedere că ei de-abia reușesc să încropească o echipă. Se spune că Cristi Puștai s-a bazat la acest meci pe 21 de jucători, dintre care 3 erau portari. 5 jucători au fost trimiși de la Skoda Xanti, asta ca să aibă Rapidul lot, echipa lui Răzvan Lucescu, aflată pe locul 9 în campionatul Greciei, unde nu se mai descurcă. I-a ajutat pe giuleșteni pentru acest meci, ca să vedeți cam cum stă treaba cu Rapidul. Marek Dubnița este pe locul 11 în Bulgaria din 12 echipe. A fost o victorie, spuneam, clară a Rapidului. Pancu, aflându-se și el printre marcatori, Pancu a reușit golul de 2-0 cu lovitură de cap la un corner. Rui Miguel a deschis scorul pentru Rapid, apoi Benson și Kikas au reușit de asemenea să marcheze. Bulgarii au reușit și un gol cu un șut din afara careului. Este un rezultat care totuși dă un pic de moral Rapidului în această perioadă. Gigi Becali spune din pușcărie, pretinde Gazeta Sporturilor, că nu-l interesează sigla Steaua. Pe el nu l-a interesat niciodată, de fapt, nici echipa. Îl interesau banii și imaginea. Și că sigla aceasta valorează exact atât cât a și produs, adică nimic. Cei care au vorbit cu Gigi Becali sunt jurnaliștii de la Ring, preluați după aia cu declarații incendiare de cei de la Gazetă. Că la noi astea sunt știrile, lasă că o să vă descurcați voi când iese Gigi de la pușcărie. O să aveți pâine de mâncat în fiecare zi. Lumea zice să-l iau pe Țucudean, dar eu pe Țucudean îl iau dacă dau pe Cheșer. Eu nu vreau să-mi înghețe picioarele, că de-aia nu-mi îngheață mie picioarele, pentru că nu-mi întind cât nu-mi e plapuma. Eu la fotbal aștept și văd în funcție de ce iau pe jucători, investesc apoi și iau altul. Ar fi zis Gigi, păi dacă eu am vândut și antrenori, păi e că am halat aproape 1 milion, l-am dat pe Sumărteam pe 150.000 la 34 de ani, eu așa fac. Cu Țucudean suntem în negociere, vorba de 850.000 de euro și 20%, dar mai negociem. Nu e departe, ar fi spus Gigi pentru ziarul Ring. Despre problema cu marca, știți ceva? Pe mine nu mă interesează o siglă, e un desen, înțelegeți? Știți cât valorează? Că să vorbim conform logicii, conform dreptății și conform inteligenței, uite că nu l-a pomenit pe Dumnezeu, acel desen valorează cât produce. Adică cât iei atunci când vin tricouri, șorturi, și ea a produs nimic. Cât am vândut tricouri, am pierdut. Cât am vândut pixuri, am pierdut. Așadar e o siglă care ne-a dus în pierdere. Asta a înțeles Gigi Becali despre emblema stelei. Despre brand, trebuie să înțelegeți că brandul e altceva, iar sigla este altceva. Brandul Steaua e al nostru, iar noi nu schimbăm numele de Steaua, pentru că brandul Steaua reprezintă rezultatele stelei. Brandul înseamnă palmaresul. Noi nu pierdem brandul, pierdem doar o siglă. Brandul e cu totul altceva. Le facem fotbal la Steaua. Este o altă echipă cu numele de Steaua care mai joacă acum. Noi suntem continuatorii echipei Steaua care câștigă Cupa Campionilor. Sigla face alta. Despre noua siglă, Becali ar fi spus că îi place FCSB, e cea mai bună dintre toate siglele de pe lumea asta. Ei fac evaluarea siglei, dar pe mine nu mă interesează. Mie îmi place cel mai mult sigla asta. Când vor să fac o evaluare a siglei, să o lase Steaua. Și să vedem apoi cât produce. Pentru că orice lucru din lumea asta e evaluat după cât produce. Ei nu înțeleg asta. Ei au rămas puncte, probabil urma o jurătură. Despre regimul din închisoare, sunt cel mai chinuit deținut de la regim deschis, a zis Gigi. N-ar fi rău dacă s-ar întâmpla așa. Nu există unul mai chinuit ca mine. Cred că totuși un pic se victimizează. Toți cei care au regim deschis merg singur la muncă. Dar eu de un an și 3 luni de când sunt la regim deschis, merg cu gardianul după mine. Este prețul celebrității. Asta e, n-am ce face. Un an și 3 luni. Bă, cum a trecut vremea. Brenea Gigi
măcar dacă ai mai stat 2-3 luni în pușcărie, și sigur că mai stă Gigi, în aprilie e vorba să-l lase la vatră, sigur, dacă mai trăiește, pe neatata Jean, lordul de la Bistrița, s-ar putea să se întoarcă acasă între patru scânduri, totuși, până atunci. Gigi mai așteaptă, mai așteaptă. Deși până la sfârșitul anului cred că va ieși de la pușcărie. Nou-nouț, o să-l vedem iară cu costumul ăla lui cadrilat, vorbind de ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, doar cu martiriu un pic după el. De aici înainte fi făcând și pușcăria, care e un fel de armată pentru el. Gigi n-a făcut armata, era o fricos și jumătate oricum. N-avea nicio legătură, a fugit de armată cum a fugit de miliție pe vremea lui Ceaușescu, să nu-l prindă cu brânza aia pentru care nu plătea impozit. A fost un evazionist și un bișnițar toată viața lui. E bine, această armată prelungită, în regim totuși de detenție, semi-detenție, așa, îi va aduce, cel puțin din punctul lui de vedere, dar și națiunea, că uită repede, uitați-vă la Adrian Năstase. Lumea nu mai vorbește de faptul că a făcut pușcărie în două rânduri. Va uita repede și la Gigi și va deveni clientul, iarăși, al mediei românești, care atât aștepta să iasă Gigi. RTV-ul, Realitatea, ziarele de sport în frunte cu GSP-ul și e posibil să se mai inventeze un canal de sport care să ruleze numai pentru el, în care Gigi ne va povesti ce a făcut el la pușcărie, cât de demn a fost și cât de mici erau oamenii care l-au condamnat. Vom auzi de el, fraților, de să ne iasă și pe nas și pe urechi cât de curând. Dar până atunci, haideți să ne mai trăim perioada asta fastă, așa cum e ea, toate nenorocirile ei, măcar să știm că omul se află în detenție. Ne reauzim și mâine, rămâneți cu Sport Total FM, toate bune!